Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Băi, băi, zicem noi de țara noastră, dar țara noastră este curtea miracolelor, pe cuvântul meu. Ce se întâmplă în România nu se poate întâmpla nicăieri altundeva. Aici este grădina Maicii Domnului din foarte multe puncte de vedere și grădina asta are multe tufe, boscheți, tufișuri și în spatele cărora se întâmplă diverse lucruri uluitoare. În Teleorman, eu aș vrea să văd un film despre asta. În Teleorman, poliția a făcut o urmărire ca în filme, în filmele de comedie, cred, încercând să prindă un șofer care fugea cu un buldo excavator pe centura orașului. Băi, deci au urmărit un buldo excavator a cărui viteză maximă cât poate să fie? 20 de km pe oră? Cât să fie? Nu știm dacă nu era preparat, dacă nu era chipat. Era turbo. Era turbo, da. Și a pus de la Nox. Da. Sau cum să... Dă-mă, schimbă fondul, mă, îți dă fondul cu ăla, cu Benny Hill, nu se poate. Trebuie să dăm ceva fond adaptat. Bă, deci, vă rog să vă imaginați Nino, girofarul și unul cu buldo excavator mergând. Practic, dacă te grăbești un pic să prinzi loc în față la cineva, să zicem, depășești buldo excavatorul, n-ai cum altfel. Polițiștii au tras și cu pistolul spre cauciucurile vehiculului. Bă, tu știi cât chiar a fost ca în filme. Da. Deci, dar nu știm cu ce rezultate, deoarece comunicatul poliției spune doar că, citez, aceștia, polițiștii, au folosit armamentul din dotare către anvelopele vehiculului fără ca șoferul să oprească. Bine că n-au murit. Că n-a aruncat anvelopa înapoi glonțul. Serios, da, că alea au anvelopele alea, cred că poți tragi cu rachete în ele. Nu cred că poți să tragi chiar cu rachete. Dacă tragi cu un pistol adevărat, în principiu perforezi. Mă, dar nu cauciuc, știu... cineva. Deci, în primul rând, cauciucurile alea foarte groase, cum e pila de elefant. Da, exact. Deci trebuie să te duci cu mitraliera ca să trage. Deci ori n-au nimerit, că nu se spune dacă au tras în cauciucuri, poate, dar... Poate au aruncat cu pistolul după buldoi excavator. Adică din moment ce cursa nu s-a oprit, un buldoi, roțile alea dacă se dezumflă, mașinăria nu se mai mișcă din loc. Deci ori n-au nimerit, ori n-au perforat... Ori avea ranfleturi ăla și a mers cu ele așa. Ce s-a ranflet? Adică cauciucuri, adică și dacă a tras pistolul în animerit, buldoi excavatorul sunt mai multe variante. Da, unii zic că prinde 40 de km la oră, alții că merge până la 70. Da, sigur că da, sunt și... Da, sunt și buldoi excavatoare, Lamborghini. Da. S-a dus cu el în serviciu, s-a dat la băieții și păguță și au mai pus... Cineva, zic, cai. Da, cineva zice, că... l-alergau cu un polo cu motorul oprit. Exact. Dar știrea începe epocal. Zice, citez. Deci eu citez, în primul rând, asta este, scrie, transmite redacția news.ro, publicația news.ro și citează din comunicatul poliției. Cum se face? Deci, citez. Polițiștii din Alexandria au fost sesizați duminică seară de către un bărbat din localitate cu privire la faptul că o persoană care conduce haotic un buldo excavator i-a distrus culturile de mazăre. Asta era, mă. Asta era, m-a rămas fără micii din mazăre. Deci, veniți poliția. E unul cu buldo excavatorul peste ca mazărea din curte. Mă, dar ce a avut cu mazărea? Adică, pe bune, n-am mai văzut atâta ură pe mazăre după vremea, adică din Constanța. Bun. Și polițiștii s-au deplasat la fața locului unde, citez, au efectuat semnal regulamentar de oprire. Deci, mai, practic, mă, serios. Semnalul de s-au oprire s-au pus în fața buldo excavatorului sau se ce? Se efectuează. Au scos bastonul ăla cu ochi de pisică și au făcut semn, trage pe dreapta. Însă conducătorul vehiculului nu s-a conformat. În acest context, ei au pornit în urmărire. Și eu aș vrea să întreb, au pornit în urmărire pe jos. Păi cum altfel, prin lanurile de mazăre? Păi... Bună întrebare. Conducătorul... Stai așa, intră tu cu polo prin mazăre. Da, da, ești tu dreptate. Păi numai că era pe centură deja. Conducătorul, deci ne trebuie amănunte unde se petrecea acțiunea. Oricum, deci a fost urmărire, da? Cu mașina de poliție, cu girofar, după buldo excavatorul care distrusese haotic mazărea. Conducătorul buldo excavatorului ar fi încercat în repetate rânduri să lovească autospecialele și pe poliție. Da, mamă, ca în filmele cu urmărire, când încercau aia să treacă pe lângă el, trăgea de volan, bam, bam. Deci îl urmărește. Îl urmărești la un moment dat, buldo excavatorul ăla trage frâna de mână și se întoarce frumos. Și brusc se trezește față în față cu fiara. Ridică frumos cupa, ambalează, ai, 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 înțelegi? Și pleacă. Îl ia la țintă.
care, eu așa mi imaginez, care țintă unde la bord acolo. Da, exact. De 15 km pe oră, cu turație maximă, spre polo de poliție. Ăla se ferește. Pac, derapează, se întoarce din nou și are loc scena asta de câte ori. Pentru că repetate filme. Vezi că eu am avut un episod din echipa A pe casetă video, așa, că l-am văzut, dar l-am învățat pe din afară, când ala, echipa e închisă de bandiți internaționali într-un ceva hambar și găsesc acolo un, ce crezi, buldo excavator și niște aparatură de sudură și au făcut din el un fel de blindat și până au făcut niște răutăți cu ăla de au distrus pe toți ostilii, adică tu să faci treabă cu buldo excavator. Așa cred că s-a perit ăștia când trăgeau cu pistolul spre cauciucuri și nu știm cum s-a terminat. Ăla a mutat cupa, știi? Și le prindea glonțul în cupă. Pam. Bun. După care, în cele din urmă, aparent șoferul acesta nervos și care urăște mazărea s-a plictisit de joacă asta și a intrat cu buldo excavatorul pe un, citez, pe un teren accidentat care nu a mai permis urmărirea. Deci urmărim. S-a întors pe câmp. Numai pe plat, adică nu putem să ne dăm jos să urmărim buldo excavatorul pe plat, că na, cât să alergăm și noi prin gropi, dacă dăm în gropi. Vehiculul a fost găsit abandonat pe câmp, mai târziu omul s-a predat la poliție. Deci omul s-a dus și s-a predat el, a zis, dacă nu m-ați prins, am venit să vă arăt cum se face. Dar eu vreau să știu, eu nu vreau să știu decât un singur lucru. Polițiștii, am înțeles, nu le plăcea de polițiști, nu, i-a încercat să-i lovească, ei au tras, nu. Dar cu mazărea, ce a avut cu mazărea? Nu înțeleg ce a avut cu mazărea. E scumpă, domnule, mazărea. I-a pus soacra salata beoșteva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.